Bună ziua, copii! Astăzi vom compune și rezolva împreună probleme de matematică folosindu-ne doar de imagini. Vom începe cu această imagine. Ce vă sugerează? Cum putem compune noi probleme folosindu-ne doar de imagini? Vom începe cu acest exemplu pe care voi, bineînțeles, îl puteți utiliza ca model pentru a rezolva sau formula noi probleme. Albinuța harnică culege polen din florile pe care voi le observați. Numărați florile. Din câte flori reușește albinuța să strângă polenul? Să vedem ce cunoaștem. Știm că numărul florilor din stânga este 7. Iar numărul florilor din dreapta este 5. Vrem să aflăm câte flori sunt în total. Folosim operația de adunare pentru a afla numărul florilor. 7 plus 5 egal 12 flori. Ne putem verifica prin numărare. 1, 2, 3 și așa mai departe. Atenție! Trecem la următoarea problemă. Într-un stup locuiesc 23 de albine. 5 dintre ele au zburat înspre florile parfumate dintr-o grădină. Câte albine au rămas în stup? Știm numărul total de albine, 23, știm câte albine zboară, 5, și vrem să aflăm câte albine au rămas. Prin operația de scădere, aflăm numărul albinelor rămase în stup. 23 minus 5 egal 18 albine. Ce am înțeles până aici? Observăm cu atenție desenele date. Ce știm, ce cunoaștem și ce dorim să aflăm? În continuare, rezolvăm problema și verificăm rezultatul. Acum este timpul să compui și să rezolvi următoarele probleme. Nu te îngrijora, ne vom verifica la final. Ține cont de tot ce ai ascultat mai devreme. Ne verificăm. Andrei numără câinii din dreapta și pe cei din stânga. Câți câini sunt în total? 11 plus 4 egal 15 câini. Cât e ziua de lungă, 19 pisici adoră să se joace cu gemul de ață. 5 dintre ele s-au plictisit și au plecat. Câte pisici au rămas la joacă? 19 minus 5 egal 14. Pe curând!